Domnul Robert Negoiță ar trebui să-și dea demisia astăzi. Este atât de clasic PSD-ist modul în care fură, atât de clasic PSD-ist modul în care își dă contracte proprii familii, modul în care folosește utilaje ale primăriei pentru șantierele, pe șantierele întregii familii, modul în care încearcă să cumpere și reușește, din păcate, câteodată să cumpere consilieri PNL sau PSD pentru a-și face majoritate, pentru a face toate boroboațele pe care le face acolo. Nu mai zic de modul în care cheltuiește 10 de milioane de euro pentru palmier, de care apoi se agață pentru imagine publică, sau mă rog, imaginea dumnealui este ceva ce nu face cinste bucureștenilor, nu face cinste oamenilor din sectorul 3. Sectorul 3 e cel mai mare sector din București, cred că merită ceva mai bun.